Salutare, mă băieți, sunt Ibi și astăzi, după o săptămână de așteptat, în sfârșit mi-a venit și mie acest microfon superb. Vreau să vă spun ceva legat cu această coronavirus. Mă bucur foarte mult că cei de la DPD, bă, deci nici nu știu unde să mă neștești, cei de la DPD au fost, s-au protejat și m-au protejat și pe mine. Aveau mânuși, aveau asta, am dat puțină soluție pe el așa și este, wow. Deci, să-i facem unboxing, vă zic, nu prea stă mie pără bine, ras. Da, sper să mă văd bine. Mă văd eu. Hai să-i facem unboxing-ul. Deci la tastatura am mai făcut unboxing, că s-ar putea să vă las un link în descriere să zici cum am făcut unboxing-ul ăla neprofesionist, bine că nici asta nu e profesionist. Mă bucur foarte mult că a fost așa, eu, de asta care au. Bine, eu sunt un țăran, n-am nevoie de, de microfon de asta, de cu ce stați, nici știți că... De TV la butoane. Pune 9 linie de 10 milioane! TV 2 ca 19, e TV la butoane, hai. Care vrea să fie cameramanul meu? Sau dacă ești fata și hau, un follow pe Insta aici, de cu. Da, mai să fac și 1000 de follow-uri. Deci vreau doar să vă spun că dacă facem până pe 3 mai 1000 de abonați, vă promit un giveaway. Deci și s-ar putea să fac fix de ziua mea giveaway-ul. Deci dacă am făcut 1000 de abonați până de ziua mea, voi primi un giveaway. Sunt special lui Vio, mersi mult Vio pentru donațiile tale foarte mari. N-am făcut unboxing la cameră pentru că mi-a venit cutia ruptă, asta stau și mai pe spate. Mi-a venit cutia ruptă, mamă. Îți mulțumesc foarte mult Vio pentru donațiile tale super mari. Vă mulțumesc tuturor pentru susținerea acordată. O să vă pun aici unde stau eu. Deci aici stau eu. Mai că se vede. Da. Ia fi să vede. Deci cam așa arată cutia lui. Mai ieși ceva? Se vede? Sper să nu se vadă invers, așa, bine, ținem-o puțin invers. Și hai să facem, ne uităm, uite aici, așa, bam, bam. Facem, deschidem, dar nu știu cum să deschid. Nu ce termin asta. A, uite mă, scrie open. Uite așa, uite, stăm, uite așa. Bă, ce zic? Cum v-ați să deschid? Da, acum țin de ce trebuie facultate. Ca să poți deschide, uite. Trebuie doi ca 19. Wow. Așa că îți pot să fac eu un screenshot. Wow, mamă, ce forță. Pop filter, aro. Și da, o să revin eu cu o poză. După ce l-am pus sau cu un video mititel. Avem aici instrucțiunile pe care o să le citesc. Hai că citesc instrucțiuni. Avem aici un adaptor. Deci asta nu trebuie. Hai că microfonul scot ultimul. Deci pot să-l trebuie să le pun aici. Oh. Wow. Asta pentru microfon cred că îl pun aici. Asta. Nu știu ce, brațul ăla sau ceva de genul. Așa. Cu un pop filter. Aro. Aro. Asta nu, zic că... Și asta tot, ceva pentru braț. Aici normal, pentru microfon USB sau ce e asta. Mamă, cu trit astea, adică... Da, hai că mi-a trebuit mie să cumpăr microfon. Încă o dată, vă mulțumesc foarte mult. Nu uitați, dați și voi share la acest că să faceți și noi. Hai să facem 25 de like-uri, dacă vreți. Sincer, am luat acest microfon. Bine, și calitate preț, dar și pentru că l-a recomandat și Bra, în primul rând. Dați și un follow pe Insta lui Bra, stai așa, îl pun pe aici. Și un subscribe pe YouTube, tot pe aici, pun canalul lui Bra, vă rog eu. Aveți și canalul în descriere. Asta este ăla, brațul ăsta. A, de seama, stai mă, că le desfac, că și așa trebuie să le desfac după. După la urmă este un unboxing. Hai să ne gândim puțin mai mult. Puțin mai mult, puțin mai repede. Da, wow. Wow, ce mare, nu știu cum o să-l pun eu pe aici. Da, mă descurc că... Ana, mă luat din lumină? Ce prost, asta e bine. Punem pe jos, pentru că dacă îl pun aici... Și piesa cea mai importantă, microfonul verii. Aro, aro, aro. Wow, ce bine, e rece, ar trebui să-l las puțin, dar nu, că sunt retardat și mă apuc. Deci eu mă apuc acum să-l montez și o să revin. Da, mă, băieți, cam ăsta este microfonul.
Uitați aici cu pop filter, m-am chinuit ceva timp. Bine, m-am chinuit mai mult la setări și l-am pus aici. Bine, ăsta merge să pun și mai aici, gen lângă mine, dar nu contează asta. Cam asta este setup-ul meu deocamdată. Adică, bine, mai am un monitor, dar era Dragoș și Dragoș știe. El a anunțat să se joace. Asta este monitorul de pe care filmez eu, camera web. Și asta, tastatura. Bine, asta nu este important. Da, microfonul este ok, însă la setări este destul de complicat. Adică, dacă vi-l cumpărați, trebuie să aveți grijă să faceți setările cum trebuie. Le recomand microfonul. Da, mă aud, îmi place că mă aud cursiv. Deci, gen, mă auzeam așa, vorbeam. Se oprea singur, știi? Recomand microfonul, a fost o achiziție bună. Mulțumesc, Vio, aveți Instagramul lui. L-am pus mai înainte pe ecran. Să trecem la live. Nu uitați că în seara asta, live 7:30. Vă pup!